Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Focus. În emisiunea precedentă noi am vorbit despre subiectul care probabil că ne interesează pe fiecare dintre noi, pentru că este parte din viața noastră. Lasă telefonul și ia cartea. Iar astăzi vom continua împreună cu soții Orac, Liliana Orac, este master în educație și filolog. Bine ați venit! Bine v-am găsit! De asemenea și pastorul Bisericii Adventiste, master în teologie, domnia sa, Zaharia Orac. Bine ați venit! Mă bucur să fim împreună! Evident că în emisiunea anterioară, din această serie, am vorbit despre relele care ne aduc ecranele conectate la internet. Dacă am putea noi să totalizăm sau să facem o concluzie de la care de fapt să pornim și astăzi aș fi vrut noi să vorbim despre soluțiile. Că despre rele, știți, cum spune clasicul românesc, cele rele să se spele. Și cele bune să se adune. Aici, în emisiunea noastră, vrem să se adune. Deci, care sunt concluziile din emisiunea trecută? Spuneam în emisiunea trecută, de fapt am discutat mai mult despre cel mai mare rău pe care îl reprezintă ecranul, internetul, alias internetul. Este vorba că el creează o cea mai mare dependență, cred că cunoscută la moment. Adică dă și nicotina o dependență foarte mare. Narcoticele dau dependență. Dar în gradul acesta și să cu rezultatele și reacțiile acestea, nu cred că am avut noi omenirea un astfel de precedent. E prima dată când se întâlnește în omenire. Și aceasta este datorată chiar construcției, faptul că se limitează perspectiva noastră la o cutiuță, la un pătrățel, depinde cât de mare, și primim foarte multă cantitate de informație, de mișcare, de muzică, de tot ce vrem, într-o unitate prea scurtă de timp. Avem, iar lucrul cel mai groaznic care mi se întâmplă la internet, atenție că e groaznic, zic groaznic, este că primim aproape instant ce vrem. Lucru care am spus că asta s-ar atribui lui Dumnezeu. Deja noi începem cumva să ne cam luăm nasul la purtare. Cine a pomenit vreodată să-i se, ce gândește atunci să se împlinească? Dar prin viața aceasta artificială pe care noi o găsim și o construim în internet, noi ajungem să ne depășim pe noi ca structură umană, ca limitare umană. Și asta este rău. Fi ca Dumnezeu. Exact. Deci ajungem prin aceste mijloace să încercăm, să vrem să ne depășim. Să ne erijăm. În cine nu suntem. Și asta ne va distruge, dacă nu luăm măsuri la timp. Cel mai grav este că afectează nu doar pe copii sau generația nouă, ci și cei care sunt astăzi maturi, da. La un moment dat devin copii. Da. Deci inconștienți de pericole care paște, relele care vin din spațiile cibernetice, mă refer acum de internet. Bine, înțelegem. Și am vorbit în emisiunea trecută și cei care poate astăzi au conectat cu noi și au accesat emisiunea noastră ar putea să o vizualizeze și să înțeleagă despre ce vorbim noi, despre oribilitatea lucrurilor care vin pe spațiile internetului. De rele ne-am săturat. Da, și corect. Evident că există și ne îngrozește. Și lucrurile care mai grav care apar produce deviere în comportamentul generațiilor întregi și pericolul chiar și pentru civilizația viitoare, adică civilizația care stă în fața noastră sau generațiile viitoare. Acum, care ar fi soluția? Că înțeleg eu din start, nu putem să tăiem cablurile de internet. Absolut. Nu recomandăm. Nu putem să costăm mult și nu se merită. Nu putem să spargem ecranele, să umblăm cu ciocane și, cu bâte și să începem să spargem. Nu putem să evadăm de pe planeta Pământ. Nu putem noi să îi, hai să zic așa, să izolăm
pe copiii noștri, pe nepoții noștri de ecrane și de ceea ce pestrițează pe acestea. Și acum, care ar fi din start soluțiile? Doar nu putem să facem grevă, să cerem, știu, izolare a, știu, țării noastre sau societății de nu știu ce și așa mai departe, sau filtre, crearea, că orice filtru creează o altă... alt filtru. Dar ați observat că chiar când se fac anumite tabere sau știu, da, acolo acces la internet este, sau la mare, sau nu știu unde, da, este, asta e cel mai important lucru. Da, deci nu putem să scăpăm de aceasta și noi nu suntem pentru cei care, adică împotriva civilizației sau progresului tehnologic. Absolut. Nu, absolut. Nici într-un caz. Uh-huh. Acum, evident că nu vom face lucrul acesta. Nu putem să intrăm înapoi în epoca de piatră sau să ne întoarcem la cai. Pe de altă parte, nici nu vrem să avem cazuri de Alzheimer sau alte lucruri. Cine știe ce boli noi vor fi? Așa. Pentru că s-a constatat că acele societăți, fie biserici, fie asociații, societăți în care oamenii până la adânci bătrânețe studiază, fie școala duminicală, fie școala sabatului sau altceva, nu sunt așa de des ca cazuri de Alzheimer, pentru că oamenii citesc, oamenii gândesc. Deci, cu alte cuvinte, cei care utilizează creierul, rațiunea, da, exact, pentru analiză, exact, se protejează profund. Da, probabil se autoprotejează. Probabil că noi acum nici nu bănuim ce ne paște pe noi ca umanitate felul ăsta de a fi. Deci, dacă creierul nostru începe să se atrofieze, ceva irreversibil. Anterior ați menționat despre demenție... Demența digitală. Demența digitală. Pentru că e un termen, e o diagnoză, nu? Da, care acum da, a apărut, da, și e foarte serioasă. Da. Și dependență digitală, am înțeles eu, adicție. Da, adicție. Adicție digitală. Spuneți-mi, vă rog, care ar fi soluția? Da. Ce se face? Deci asta, toată frământarea aceasta și tot ce am văzut și ce se vede, tot ce văd profesorii, faptul că noi nu mai ne putem bucura de predare, aproape nu ne mai putem bucura la școală, pentru că vedem foarte multe, nu că nu mai cazuri, slavă Domnului, deci eu pot să mă laud că am două, trei clase bunișoare de elevi, unde orele sunt o încântare cu copiii ăștia. Dar sunt copii de clasa a 5-a, cărora părinții abia acum încep să le dea telefoane. Și mă gândesc că ăsta ar fi motivul. Să vedem mai târziu cum o să evolueze lucrurile. Dar am o clasă în care lucrurile au scăpat de sub control, părinții nu mai pot să facă, copilul bate cu pumnul în masă că el vrea telefon și e telefonul lui și el are tot dreptul și nu poți să-i faci nimic. N-ai ce să-i faci, că nu-ți dă voie, nu știu cine nu-ți dă voie, legea, nu știu cine nu-ți dă voie. Te-ai menințat că te dă la poliție. Pe mine? Da, pentru că ai luat telefonul de la... În timpul unei evaluări sumative, când am luat toate telefoanele, unul a îndrăznit să facă. Da, și tatăl, foarte revoltat, doamnă, vă reclam. Doamne, bine, reclam, că i-ați furat copilului telefonul. Dom'le, nu i l-am furat, i l-am dus la domn director în cabinet. Vreo 20 de minute a fost discuția la telefon. Da, adică asta bine este că s-a încălcat regulamentul școlar, asta e un caz mic, minor, dar gândiți-vă că ei își încalcă practic structura mentală, copiii ăștia când stau zi și noapte la telefon, zi și noapte la jocuri, zi și noapte pe site-uri și de alte lucruri. Bun, dar haideți să venim, să ne întoarcem la, pentru că asta a fost. Deci, ceea ce m-a determinat să pornesc studiul ăsta a fost situația reală. Am văzut că este jale, că suntem într-un impas foarte mare ca sistem de educație, chiar ca civilizație. Lumea trage semnale de alarmă, dar ce facem? Și am observat încă un lucru pe vremea când am făcut masteratul. Am zis, eu vreau să fac ceva care să fie util. Și ce să fie util? Și am făcut un curs, un opțional de învață să înveți. Pentru că ce observăm? Tuturor copilor li se cere să învețe. Dar nu există un program în școală care să te învețe să înveți.
Și eu am încercat să umplu un pic golul acesta. Am avut în anul acela pentru masterat chiar un cerc opțional la școală. Directoarea a intrat în situație și mi-a creat acest cadru să pot să îl prezint, să-l desfășor, să-l creez. Și în capul meu s-a format o viziune. Și am încercat acum să aplic viziunea de atunci, să o aplic la nevoile de astăzi, curente. Și ceea ce spun eu nu este bazat pe părerea mea, ca așa. Adică eu când spun unui părinte că trebuie copilul să învețe jumătate de oră acasă pentru o oră de stat la școală, unii părinți și copii parcă le-am luat aer, răsuflare. Cum să stă copilul atât la învățat? Dar când să trăiesc? Exact. Și atunci am încercat să vin cu ceva, să le prezint oamenilor situații reale, că se poate face lucrul ăsta și este științific. Deci toate lucrurile care le prezint sunt luate din cărți de creșterea copiilor științifică și de creșterea normală a copiilor. Adică e mai bine, adică ție ți se pare mult ca părinte să stea copilul la un obiect, la o disciplină, jumătate de oră acasă. Dar nu n-ai nicio problemă dacă copilul stă câte 6, 8, 10, 12 ore pe zi la telefon. Că se culcă la miezul nopții, că se culcă după miezul nopții, că se culcă la dimineața și se duce la școală, vă dați seama cum. Așa. Asta nu este problematic. Acum, aș vrea să prezint câteva cazuri reale. Avem niște prieteni care, așa cum spuneau, dau copiilor lor și posibilitatea de a se conecta, dar o dau îngrădit. Și cine? Deci vă spun așa, cum procedează ei? O mamă care are doi copii mici și le-a spus așa, uite, aveți voie atâta pe zi, nu mai știu, jumătate de oră, la o emisiune sau un film educativ. Atâta este. Restul, vă jucați, citiți, ajutați prin gospodărie, faceți ceva util, tot ce se poate face. Și am apreciat-o pe această mămică, pentru că este foarte greu să vezi copilul tău înconjurat de o grămadă de alți copii care nu se dezlipesc de ecrane și tu să nu-i dai deloc. Te gândești, băi, dar o să se ducă și o să stea lipit de vreun telefon străin lângă alt copil. Și mămica asta a considerat că poate așa un pic să vadă că se poate un pic, dar nu mult, și să știe ce anume, ca să nu creeze acel vid, acea sete de... Așa. Și ce e mai frumos decât toate astea este că se vede și efectul. Da. Un băiat atât de inteligent. Deci se vede că lucrurile astea nu sunt luate așa din Nu vreau să mă laud, dar avem trei nepoței crescuți fără telefon în societatea în ziua de astăzi. Și îmi spunea băiatul meu, mama, să vezi, când te duci cu ei la joacă lângă alți copii, îi las de seama lor, nu știu nici să vorbească. Dar ai mei pun întrebări sofisticate, ai mei gândesc. Deci, pur și simplu, o admir pe nora mea, i-a învățat cu cartea. A învățat să gândească, i-a învățat să prețuiască lucrurile reale ale vieții. Ceea ce e foarte normal, așa se crește un copil. Copilul nu se crește cu internetul. Asta este o aberație, o monstruozitate, pur și simplu. În România să învețe limba ucraineană, să o vorbească bine. Da. Asta e ceva. Da. Deci, ca să înțelegem, primul lucru despre care vorbiți dumneavoastră, că ceea ce am putea noi să dăm ca recomandare sau oferiți ca recomandare, da, este că copiii, până la ce vârstă, să fie limitați sau... Fie un grafic. Să nu aibă acces la internet, să nu-i se ofere un ecran. Da. Că orice ecran trebuie să aibă o conexiune la ceva. O sursă de informație. Că pur și simplu un ecran, el e ca o oglindă. Nu mai are nimic. Ci doar trebuie să aibă ceva, o sursă, pentru ca de acolo să-ți curgă. Deci limitat la internet sau la ecrane să fie până la ce vârstă? În niciun caz până la școală. Pentru că aici se poate, părintele poate are toată libertatea și e dreptul lui și e dreptul mai mare, binele superior al copilului. Deci în niciun caz până la școală. La școală cu foarte multă limită și cu foarte mare selecție.
Pe măsură ce crește copilul să se permită, dar în primul rând, ceea ce vom face noi astăzi, vom propune un program. Dacă copilul va fi și părintele va fi interesat și implicat în acest program și copilul să-i placă, și să-i, da, atunci nu cred că vor fi foarte mari probleme. Adică avem o șansă de redresare, dar dacă vom fi disciplinați noi înșine ca societate. Deci, să prezentați. Da, deci prima dată am făcut un plan care să se destul de flexibil. Părinții pot să adapteze, copiii pot să adapteze. Pentru învățare în clasă, în general, noi, cam așa se întâmplă, de la, bine, depinde și de ciclul în care este, dacă sunt la primar, la gimnazială sau liceal, dar în principiu între 4 și 6 ore, cam așa copiii sunt la școală. Ce recomandăm în perioada de școală? Ce recomand foarte serios, cât este copilul la școală să nu aibă telefon nici în recreație. E foarte important, pentru că ce se întâmplă? În momentul, deci creierul nostru funcționează așa, îl încarci, da? Deci trebuie să fii atent, să te concentrezi, să prinzi lecția, să prinzi firul și pe urmă el trebuie lăsat, deci un pic să se relaxeze, scos un pic din tensiunea asta de absorpție a materialului, a informației. După care trebuie să vină un fel de timp de în care el, creierul, să lucreze pe fundal. El nu se deconectează total. El continuă să așeze informația în el însuși, dar în sertare. Analizează, o sortează, o trimite, o face. Dar îi trebuie un timp de relaxare. Ei, acest timp este pauza. Dacă, în schimb, tu în pauză nu lași creierul sărmanul să lucreze cum trebuie, dar îl bucșești cu alte informații, cu jocuri, cu violență, cu alte lucruri, creierul nu poate să mai așeze informația. Deci, în puține cazuri când mai sunt s-o mai asimilez. Da, foarte puține cazuri când, nu știu ce fel de creiere să fie, să poată sărmanele. Deci, asta înseamnă așa. Noi cerem să elevilor și propunem în acest plan ca elevii să, într-adevăr, să scrie, să ia notițe la lecții, pentru că scrisul ajută memorarea lucrurilor pe care le scrii, să fie foarte atenți și să fie concentrați în clasă, la lecție, nu la altceva, și să participe activ. Deci ceea ce se cere de obicei la niște elevi. Asta timpul în care ești la școală. După care vine problema cea mai spinoasă. Acasă. Ce faci acasă? Cum gestionezi timpul de acasă? Păi asta ar fi așa. Noi propunem pentru o creștere armonioasă și pentru vindecarea de dependență următorul plan. Aproape 2 ore jumate, 3, să se ocupe copilul de învățare. Deci așa, cum am spus, ai 5 ore la școală, acasă ocupă-te 2 ore jumate. Și aici este un lucru foarte interesant, că chiar dacă sunt de acord și multe școli mi se pare că adoptează sau încearcă să adopte exact aceeași strategie pe care dumneavoastră o prezentați, și anume să scoate gadgeturile sau device-urile sau, mă rog, dispozitivele de sub ochii elevilor. Și se întâmplă că după școală copilul se gândește, în sfârșit am luat dispozitivul, în sfârșit am telefonul, mă odihnesc, încă să mai vin acasă și să mai învăț, iar părinții la fel, poate sunt la serviciu, poate sunt și nu pot să controleze și, păi, las să odihnesc, au fost la școală jumătate de zi, jumătate de zi, 5 ore au stat, să mai stea încă și iară școala mai continuă, se odihnește cu telefonul, merită. Da, înțelegeți, căpcana care este, și fenomenul acesta este destul de răspândit, chiar și în percepția maturilor. Din nefericire. Din nefericire. Recompensă ca fiind. Da, da. Deci, ce vreau să spun, un om normal înțelege așa. Suntem maturi. Cât poate să asimileze un copil doar din clasă? Cât ai putea tu ca matur să asimilezi doar ascultând o singură dată un material? 15 minute. Dacă asimilezi dintr-o oră 15 minute, încă ești mare. Adică ai o capacitate fantastică. Dar copiii nu pot. Învățarea temeinică nu este învățarea din clasă. Învățarea adevărată se are loc acasă, se desfășoară acasă.
cu cartea, cu caietul, cu materialele auxiliare, cu înțelegerea și însușirea, aprofundarea reală a ceea ce citești. Deci este naiv. Absolut. Să creadă părinții care zic că, domnule, se face la școală învățarea. Nu. Acasă. Deci învățarea de la școală este prima parte, primul pas al învățării. Dar învățarea e reală... E o parte aceeași monede. Da, da, dar învățarea... Și a doua parte, corect, care de fapt se face, se desfășoară acasă. Da, corect. Adică adevărata învățare este când copilul poate, citind el singur, deci este pus în față cu un material scris. Aici nu sunt mișcări, nu sunt sunete, nu sunt tot felul de sclipiciuri, da? Așa, care să-l atragă. Dar el trebuie să înțeleagă niște gândăcei, să-i perceapă, să facă unire, conexiune de sensuri, de semnificații, să înțeleagă ce înseamnă gândăcei ăștia fiecare și împreună ce înseamnă. Deci a citi este o... Eu nu vă pot spune. De fapt, am o comparație pe care o folosesc pentru copii și le spun așa. Lucru de zi cu zi cere gândire. Pentru că dacă trebuie să faci ceva, trebuie să gândești. Mai cum să fac? De unde o iau? De acolo, de acolo? Pe ce pur mâna? Deci e o artă de a gândi. Deci viața ne cere să gândim. Problemele vieții. Când citești însă, tu te duci cu creierul tău la sala de sport. Și acolo, prin citire, creierul tău face adevăratele exerciții de care el are nevoie și se dezvoltă mult mai mult decât în viața cotidiană. Adică dacă umanitatea noastră a câștigat, păi a câștigat enorm prin cărți, tocmai prin cărți, pentru că a înmagazinat atâta cultură, atâta rudul, atâtor minți este înmagazinat aici. Noi avem o comoară, un tezaur. Cineva poate să zică, simpla citire este un proces atât de complex, da, pentru un creier? Da, simpla citire este extraordinarie. E minunea lui Dumnezeu. Am spus și voi spune. Gândirea umană poartă amprenta degetului lui Dumnezeu. E ceva miraculos ce se întâmplă. Să poți tu să vezi niște... ce să zic aici, niște desene mici, și să înțelegi că asta înseamnă și în capul tău să se formeze percepția și pe urmă să... Transpune, nu doar deci și abstracție și concretică. Da, e extraordinar acest sistem lingvistic pe care noi îl avem ca oameni. Bun, dar haideți să trecem la partea practică și reală. Cum se învață acasă? Aș vrea... 2 ore și jumătate. Da? 2 ore și jumătate. Deci dacă 5 ore a făcut ore în clasă, da? 2 ore și jumătate acasă. Estimativ. Da, da, estimativ. Trebuie să fie acasă. Da. Între care ore trebuie să fie pauze. Nu se poate fără pauză, așa cum am spus. Deci îți concentrezi atenția, te aprofundezi în material, dar pe urmă trebuie să naști creierul un pic, să se așeze. Ceea ce tocmai i-ai dat mâncare. L-ai încordat, acum dă-i voi să relaxezi. Da. Afară, mai... Și acum, chiar, exact. La pian facem ocupații cu copiii și când văd că deja s-a plictisit, nu s-a plictisit, dar s-a încins. Obosit. Zic, ea un pic ridică de acolo și mai plimbă și când vine... E extraordinar. Deci parcă... Observați? Asta este. Deci noi trebuie să facem, să fie... Să fie natural procesul de învățare. Nu trebuie să fie absurd, nu trebuie să fie îngrozitor de greu. Tocilărie. Da, învățare pe... Nu, niciodată. Eu, de exemplu, am făcut 3 facultăți și un master și am mai făcut și alte școli. N-am învățat pe de rost. Am învățat doar logic. Și eu recomand elevilor mei să învețe logic. Că e mai bine, e mult mai de folos să înveți aprofundând cunoștințele astea, informațiile. Iar deci, teologic, vei continua, teologic, logic, dar teologic Dumnezeu a spus lui Moise, scrie. Și dacă mi-amintesc chiar un verset, l-am și notat aici, spune, Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte. Și numeri 33:1-2 spune, iată popasurile copiilor lui Israel care a ieșit din țara Egiptului, după oștirile lor, sub povățuirea lui Moise și Aron. Moise a scris călătoriilor lor din popas în popas după porunca Domnului. Și iată popasurile lor după călătoriile lor. Adică noi avem istoria poporului Israel
incomparabil. Nicio națiune, nicio cultură n-a avut istoria la zi, așa cum avem istoria poporului Israel. Și, de ce? Și se acela spune... care a creat mintea umană a știut, și Moise a spus lui, Dumnezeu a spus lui Iosua, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de tine, ci cugită asupra ei zi și noapte. Deci Dumnezeu știe cum ne poate ține în formă gândirea și activitatea noastră. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Logic și teologic. Logic și teologic. Deci se spune despre scripturile pe care le foloseau, Sfintele Scripturi pe care le foloseau evrei, că această carte i-a păzit pe ei, pe evrei, da, de atunci. Ei au păzit cartea, dar cartea i-a păzit pe ei. Da, și sunt poporul cărții. De ce se zice că evrei sunt foarte deștepți? Păi da, pentru că au o cultură a cititului, a învățatului. Sunt de acord ce spuneți, dar cineva din părinți ar putea spune, măi, nu sunt în acces, deci nu voi fi, iată, după școală, vine copilul acasă, deci trebuie să rămân cu el acasă, ca el să-i fac programul, că dacă lași de capul lui, cu corect. Siguranță că nu face lucrurile pe care le așteaptă. Da. Ei, avem iarăși telefonul. Ce mai faci? Ai făcut la matematică? Deci, da, și ei spun da și n-au făcut și n-au deschis nici cartea. Seara vii și verifichează, spune. Da, am obosit, mă doare capul. Absolut. Și mi-e foame. Deci am părinți care mi-au spus ca să poată să verifice, într-adevăr, copilul lor, au pus cameră video și îl urmăresc. Dacă copilul într-adevăr își îndeplinește sarcine și datorile. Eu apreciez astfel de părinți. Nu e prea de tot? Nu cred. Pentru binele copilului, nu. Dacă vrei să îți pierzi copilul, lasă-l de capul lui. Dar dacă îți pasă de copilul tău și îl iubești, implică-te. Păi înseamnă că aveau dreptate bătrânii, buniei care spuneau că fii atent că eu plec de acasă, dar Bojica o să-i spună. E o chestie care... și au creat pe atunci, au creat icoanele cu plastilină ca să nu-i vadă. Nu, e o chestie care... Da, cum e deja cu creangă și cu istorii. Da, da. E adevărat. Dar... Bine. Aș vrea să ne referim acum, mă scuzi, domnul Anatol, dar haideți să vă prezint cum se desfășoară această jumătate de oră, cum ar trebui. Așa. Deci, tot așa, științific. Primul lucru și cel mai important, să se citească cu voce tare notițele din clasă. Pentru că felul în care predă un profesor nu va fi identic cu cel care este în manual. Și în momentul în care tu ai două surse diferite asupra unui singur lucru, tu deja, capul tău este forțat să gândească cine a explicat mai bine, unde e mai clar, aha, ăsta se completează cu ăsta. Sau aici se exprimă prin felul ăsta de, deci lingvistic, printr-o formă a limbii, dar aici se exprimă prin altă formă aici. Deci astea două sunt sinonime, astea sunt antonime. Deci creierul face un proces iarăși mental foarte profund când compară. Și de fapt noi gândim abia atunci când comparăm. Și de asta ajută foarte mult. Se folosește creierul. Da, se folosește creierul. Întâi să citească lecția cu voce tare din caiet. Ce au scris. Pe urmă, citirea cu voce tare a lecției din manual. Eu am pus asta între 3 și 5 minute la fiecare. Acum, cum pot elevii noștri, copiii noștri să folosească internetul? Foarte bine. Este plin, aproape arhiplin, nu știu dacă mai există acum, la ziua de astăzi, un domeniu, o ramură, o temă care să nu fie pe internet. Scrii pe internet tema la care ești, la orice disciplină ai fi, și vizionezi lecțiile sau videoclipurile pentru temele astea. Însă, eu recomand următorul lucru, ca să ne încadrăm în 30 de minute, să fie mai bine și pentru copii, eu recomand să se vizioneze videoclipurile la viteză mai mare de redare. De ce? Pentru că tot e științific lucrul ăsta dovedit. Urechea poate să perceapă mai mult, ca cantitativ vorbind, decât poate limba să redea. Și deci noi, pentru ureche nu o să fie o problemă dacă omul o să vorbească mai repede. Deci pe videoul pe care l-a ascult. Și în felul ăsta economisim timp. Deci vizionează tot aceeași temă, dar de pe internet.
Lecție. Asta e paradoxul. Așa. Că până acum am vorbit despre lucrurile rele ale internetului. Da. Păi stai puțin că nu îl deconectăm, nu tăiem firele. Nu, dar din contră... Ci, din potrivă, da. Îl învățăm să folosească internetul. Să ne scujească, să ne domine. Asta e interesant. Așa. După care eu recomand călduros să se verifice ceea ce s-a învățat tot pe internet, să-și verifice cunoștințele. Adică în ziua de astăzi există destule site-uri care oferă fișe interactive, care oferă teste la temele respective și, de fapt, poți să știi că ai înțeles ceva abia când dai un test. Noi câteodată le speriem și mai ales copiii, zic, iarăși test, iarăși evaluare, dar de fapt evaluarea nu are scopul să sperie sau să pedepsească, are scopul să-ți arată, păi, cât ai înțeles din ce ai învățat. Și dacă tu o faci singur, păi ești un mare domn sau domn-doamnă și jos pălăria dacă o faci. După care, abia punctual cincelea, îndeplinirea temei pentru acasă. Abia la urmă, după ce tu ai citit toate și tema din caiet și din manual și ai vizionat o lecție pe internet, te-ai verificat și până faci tema. Tema aia va fi o temă înțeleasă? Cum credeți, după ce treci prin atâția pași? Devii expert. Absolut. În principiu așa e. Pentru că pe parcurs poate o să fie greu la început, dar pe parcurs creierul se obișnuiește cu ritmul de învățare. Și o să înțelegi din ce în ce mai bine. Orice lecție pe care ai înțeles-o te ridică mai sus ca să înțelegi mai ușor lecția următoare. Și pe urmă iarăși înțelegi mai bine o lecție următoare. Și ce se întâmplă? Manualele cresc în gradul de complexitate, dar creierul tău nu mai are probleme. El știe. El știe cum să... Dacă, și mai ales încă o chestie. Întrebați copiii și ei o să vă povestească. Ci că... era o temă nouă la matematică și n-am înțeles-o. Dar mi-am adus eu aminte că ai la altă temă, am înțeles-o. Și pe baza unei experiențe anterioare s-a forțat să înțeleagă și tema nouă și a înțeles și tema nouă. Deci nu se poate copilul, deci pe gol nu poți să faci nimic pe gol. Copiii noștri de obicei se duc și spun că în 10 minute și-au făcut toate temele și că ei au învățat. Asta nu e învățare. Asta nu e nici măcar... nici nu știu, o paradă, un circ, nu există aproape că să-ți faci temele în 10 minute. Asta, deci, am spus la vizionare în jur de 5-10 minute, verificarea 5 minute, îndeplinirea a temei pentru acasă 5 minute, ca să ne încadrăm în aproximativ 30 de minute. După care, asta ne-am lămurit cu ce facem acasă, cum lucrăm acasă, cum învățăm acasă. Ce facem mai departe, cu timpul rămas liber? Puțin, nu-i mult. Deci, în principiu, ar fi, nu-i chiar puțin, circa 5 ore zilnic, plan de destindere acasă și în weekend. Deci, totul ne mai rămân 5 ore. Ce facem cu ele? Cum le gestionăm? Păi, aici o să intre și mesele și lucrurile de igienă personală în aceste 5 ore. Și facerea unei căsuțe pe pom. Da, de ce nu? Adică să te joci. Eram la Colibaș și băiatul mai mic, Bogdan, îl vedeam că cară niște scânduri pe acolo. Ce faci, mă? Ei, nu nimic. Și în două zile, pe pomul din colțul casei era o căsuță. Băi, ce ai făcut, mă, cu atâta... Și tata, dar ți-am scos pe toți la internet. De la calculator? Deci copiii erau plini, deci vroiau viață offline. Offline, așa. Deci, aventură. Deci, da, învățătura trebuie să fie combinată și noi, părinții, de multe ori nu avem timp să jucăm, poate fotbal, poate să ne gândim la niște jocuri, ca să vadă că suntem alături de ei, că le vrem binele. Ei trebuie să simtă lucrul ăsta. Da, corect. Să continui? Da. Deci, planul de destindere include, dacă se poate, somnul de amiază. Deci, când copilul vine de la școală, ideal ar fi să doarmă un pic. Nu numai pentru copii, deci pentru noi ca ființe umane. Acest somn de 10, 15, 20 de minute este recomandat de specialiști ca fiind o relaxare și o... resetare. Da, într-un fel, da, o rearanjare a creierului, momentul în care el așează informația în creier, ceea ce a primit până la jumătate de zi.
Și e extraordinar de benefic pentru creier, pentru sănătatea lui, sănătatea creierului, această somn de amiază. Dacă se poate perfect, dar când computerul ceva începe să frâneze, resetare, și cam... Cam oamenii cam au învățat de la... Așa. Pauzele obligatorii. Deci aici, în timpul de destindere, între pauzele obligatorii, între lecții. Nu e recomandat în niciun fel să înveți una după alta. Scade randamentul și nu are niciun sens să te chinui și să stai cu cartea în față, parcă citești, dar nu înțelegi. Adică cred că s-a întâmplat tuturor. Și mai bine ne oprim și facem altceva, după care ne concentrăm la citit. Ce propun? Da, așa cum a zis Zaharia, nu m-am gândit. Uite, chiar cântarea, cântecul la pian sau să faci ceva, tot este bun. Plimbările prin curte. Deci tot ce se poate cu mișcare, să fie legat de mișcare. Copiii în mod deosebit au nevoie de mișcare. Vom dezvolta o generație care va fi schiloadă aproape, din cauza faptului că stau prea mult și nu se mișcă. Avem așa, plimbări prin curte, să servească un fruct, să bea o cană cu apă, apă, exerciții fizice să facă în 10-15 minute de pauză, să se plimbe cu bicicleta, într-un sfert de oră faci un tur cu bicicleta, foarte minunat, să faci un duș măcar, deci orice, dar să fie ceva făcut fizic, nu telefon. Pe urmă, după astea, deci pauzele astea sunt de 10-15 minute între lecții. Dar pe urmă ce faci? Pe urmă trebuie afară. V-am spus că urmăresc și eu podcasturi cu oameni mai deștepți, cât mai deștepți, și spunea un domn de la Starea Nației despre programul dânsului. Spunea că el a înțeles că noi, ca ființe umane, trebuie să stăm în aer liber fiecare zi, între o oră jumate, două, cel puțin. Și am însușit ideea, îmi place teribil, eu încă n-am ajuns să o practic, da, pentru că stau prea mult ca să pregătesc lecțiile, dar eu aș considera că părinții trebuie să o ia în serios, mai ales la nivel de copii. Și noi care nu ne mișcăm, care stăm prea mult cu hârtiile, cu cărțile, cu toate în față, pentru noi ar trebui să facem lucrul ăsta. De asemenea, ce înseamnă activități în aer liber? Lucru în grădină, plimbări prin parc, plimbări cu bicicleta, joacă fizică, citește, dar citește în natură, domnule. Desenează, dar desenează afară. Să fie în aer curat. Și se recomandă între o oră jumate, două ore aceste ieșiri afară. Deci zilnic pentru copii. Pe urmă, la planul de destindere, ce credeți că o să intre? Ghiciți? Nu pot ghici. Lectură în fiecare zi. Citire. Lectură în fiecare zi. În care să fie... deci pentru fiecare carte citită să fie obișnuiți copiii să facă jurnalul de lectură, caietul de lectură, cum vor să-l numească. Dar să, după ce au citit o carte, deci dacă citești în jur de jumătate de oră pe zi, că poate nu îți permiți să citești mai mult când ești la școală, ai terminat cartea, fă acolo un rezumat de jumătate de pagină, nu mult, spune chiar despre ce a fost vorba acolo. Cât de puțin. Dar prin asta scrie autorul, scrie numele cărții, scrie eventual în ce an a fost publicată cartea. Ideile. Și scrie ideile pe scurt. Asta îți formează ție, te formează ca om să poți să înțelegi ce ai citit. Să nu fie citire, dar ce a vrut să spună, dar despre ce a fost și nu știi. Și jocul cu mingea când? Jocul cu mingea, exact. Exact. Așa. De asemenea, se recomandă culcatul de vreme. Și în weekend, de asemenea, noi recomandăm să se pregătească măcar lecțiile la obiectele importante. Adică matematică română și, eu aș spune, engleză, eventual istorie în anii terminali, când au examenele. Însă, asta nu-i tot. Ce trebuie să facem noi ca părinți ca să ne protejăm copiii? În primul rând, să interzicem site-urile sociale pentru copii. Jocurile digitale, indiferent că sunt violente sau neviolente. Să interzicem clipurile. Tot felul de... Adică TikTok-ul, în mod deosebit, cred că ar trebui interzis. Și vreau să vă dau un caz real care m-a șocat pe mine însă. O domnișorică, o fetișoară mititică, elevă,
când am spus că opriți telefoanele astea, schimbați și citiți cărți, nu vă mai uitați asta, dacă nu vă face bine, așa de speriată și așa de, nu știu cum să vă spun, marcată, a spus, dar eu am văzut cum doi o băteau pe o femeie. Vă dați seama, copil în clasa a cincea și a văzut câte nu sunt pe internet și a văzut o scenă de violență. Copilul ăsta rămâne pe toată viața cu imaginea asta în creier, nu o să-i o șteargă nimeni. Păi părinților, oameni buni, asta vrem noi pentru copiii noștri. Să fie, ce să știe, tot răul să-l știe, să nu aibă, să nu poată să se, să-și trăiască copilăria frumos, curat, naiv, cu zâmbet, cu bucurie. Deci dacă elimini internetul, dar nu îl ocupi cu ceva util, bingo. Se... N-ai, deci, practic, ar fi și realist, și logic, nu e natural să ceri, să scoatem telefoanele fără să dăm ceva în schimb. Eu vorbeam cu tinerii și spuneau, ei, mă tare, acum, deja la vârsta asta, dar cum ți-ai petrecut tu tinerețea? Zic, cum? Când ai timp, sparge lemne, învață o limbă străină, cântă la vioară, la orgă, la știu eu, du-te la not, fă ceva, ocupte cu ceva, că dacă nu ești ocupat cu ceva, nu fă aia, dar ce să faci? Adică dacă nu înlocuiești lucrul cu ceva util, într-adevăr, nu sunt șanse, așa, sunt la dispoziție, sunt... Ele trebuie înlocuite cu ceva, dar ceva care să le captiveze atenția. Da, da. Și acestea pot să fie foarte bine cărțile, plus viața reală, joaca reală. Mă bucur că la școală am copii care încă se joacă fizic, offline. Uh-huh. Că am vorbit noi în emisiunea trecută de offline. Învață limba străină, ia un da? Da? La gitară, la orgă, fă ceva. Asta a fost, ce cred că e mai bună, cum să spun... Perioada vieții. Perioada vieții când... A fost într-adevăr la dispoziție. Trăită pe viu. Trăită. Eu știu și cred că și dumneavoastră cunoașteți, mai ales în capitală. Foarte mulți părinți își duc copiii la tot felul de cercuri și la tot felul de activități extrașcolare. Lucrul ăsta poate să fie bun, dar poate să încarce într-adevăr foarte mult copilul. Un copil care nu reușește să învețe lecțiile, din cauza că merge la prea multe cercuri, prea multe adăugătoare, prea multe nu știu ce. Decât așa, mai bine încărcat cu ceva. Asta vreau să spun. Deci, din două rele, din a lăsa copilul de capul lui, adică de a-ți pierde copilul, orice părinte care lasă copilul liber, singur, cu telefonul, își pierde viață. Tinerețea, copilăria. Îl distruge, își distruge propriul copil. Orice părinte care îl încarcă și face un program, îl limitează, îi zice, uite așa trebuie, doar așa, doar asta, doar atât, îl formează ca om și îi asigură un viitor bun. La școala Bibliei de engleză, niște fetițe spunea ce învață el la judo acolo și eu mă distram. Eram la biserică, ziceam, arătați-vă, ce învățați voi acolo? Eu mă țineam de burtă și ele manifestau lucrurile cu atâta pasiune, povesteau tot ce învață acolo. Da, da, adică trebuie să facă deci ceva real. Cercuri. Eu știu o mamă care se duce cu copilul la not, se duce cu copilul la engleză. Are dansuri, are un cerc, nu mai știu, deci o grămadă de activități. Dă de lucru. Da. Da, distractiv. Distracție. Da, distracție, da, în ceva util. Deci ar fi de dorit să fie așa ceva. După care, deci ce recomand, pentru că planul este făcut pentru școli în mod deosebit, eu interzic, aș interzice, deci interzic ca în sensul de că n-am putere, de propunere, folosirea telefoanelor cu ecran, deci cu internet la școală. Adică dacă părintele vrea să se asigure, poate sunt într-adevăr cazuri când copilul este bolnav, poate să zicem, să se cumpere copiilor telefoanele cu butoane și să se folosească, bine, în afara orelor, clar lucru. Însă ceea ce e foarte important pentru noi ca părinți, dincolo de școală, să nu cumva să lăsăm copilul singur cu telefonul în camera lui. Asta este... Iarăși vă spun, cel mai rău lucru pe care îl putem face noi pentru copiii noștri. Și vă dau un caz real. O domnișoară foarte frumoasă. Deci avea tot ce-i trebuia. O familie bună și educată.
niște părinți extraordinari, o relație între ei și fata lor nemaipomenită. Au avut încredere și au zis, e fată mare, e cu minte, e așa, de ce să... I-am luat telefon, nu s-au gândit la ce poate să ducă. Și fata cea cu minte, nu cred că s-a destrăbălat la telefon, dar s-a obișnuit să-l folosească până la 12, 1, 2 dimineață. Și fata noastră în clasa a 10-a deja avea depresie, cum să zic, accentuată. A fost nevoie să se meargă la doctor, avea gânduri de sinucidere, avea gânduri de negre. Nu mai avea chef de viață, nu mai avea nicio dorință de nimic. Prietenul pe care și-l făcuse, nu știu dacă, cât a durat, dacă a durat prietenia, că a crezut că poate o scoate din starea asta. Mi-a zis că acum prietenirii tot pe SMS-uri, se stau la balcon și comunică între ei. Mergea și se plimba, pentru că i-a recomandat doctorul să se ducă la plimbări. De ce? Pentru încrederea noastră câteodată, neștiința noastră a părinților, că putem să facem rău copiilor și prin bună credință. Noi, e copilul bun, nu o să se uite la prostii. Dar faptul că telefonul e folosit intensiv și nu cu limită și cu telefonul în camera copilului e un blestem pentru copil, e o distrugere, e șansa dumneavoastră de a vă distruge copiii. Mulțumim foarte mult pentru că ați prezentat și un plan extraordinar. Sunt sigur că unii care sunt cu adevărat cu interesați vor relua această emisiune pentru ca să vadă pas cu pas. Dar dacă totalizăm, ar fi în felul acesta 5 ore, dacă la școală 3-2 ore și jumate pentru a pregăti temele sau a învăța, pentru că cu pauze este. Iar între timp... Și o oră jumate joacă, cel puțin. Și sigur că este joacă, sunt lucrurile pe care trebuie să fie joacă activă, în care copilul se dezvolte nu doar intelectual, ci și fizic, permițind și creierului la un moment dat să fie recreat. Și sigur că nu permitem copilului ca să rămână singur, unul la unul cu ecrane, mai ales cu acces la internet. Mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi. Cu părere de rău, emisiunea noastră, deja timpul emisiunii noastre a expirat și poate că cu alte ocazii veți fi la noi în emisiune pentru ca să ne mai vorbiți, pentru că prestațiile pe care le-ați prezentat sunt foarte importante. Da, sperăm. Dacă avem grijă de cineva, dacă iubim pe cineva, va trebui să facem din partea noastră orice. Cu siguranță, cu lene, iar părinții noștri, bunei noștri, ar trebui să lepede lenea, pentru că altfel ne pierdem generația ce ne stă în față, generația care este sub responsabilitatea noastră. A fost cineva care s-a îngrijit de noi, să îngrijim și noi de alții. Vă spun la revedere până data viitoare. We'll be right back.